Domnule primar, aveți o casă de cultură în Negru Vodă, care am înțeles că a suferit câteva schimbări în bine. Așa este. Casa de cultură a fost inaugurată în 2012, iar de atunci până în ziua de astăzi nu a mai fost făcută nicio reparație, nici un fel de lucrări pentru a ține casa funcțională. Ajunsese într-un anumit grad de degradare și pentru că tot ne-am ocupat de copii și de tot ce înseamnă investițiile pentru copii și pentru că aici se desfășoară tot ce înseamnă act cultural în Negru Vodă și festivitățile de premiere pentru liceu, am considerat că este necesar ca și această locație să arate conform standardelor. Am executat lucrări de reparații generale, am intervenit la acoperiș, la partea de anvelopare, zugrăvele exterioare, refacere, tot ce înseamnă intrările, schimbat gresia la intrări pentru că era degradată și devenise alunecoasă, iar și existau pericole de accidente. Lucrarea se va încheia în maxim o lună de zile, urmează să se schimbe și partea de mochetă și tot ce înseamnă scena. Investiția a fost realizată pe buget local. Domnule primar, ne aflăm aici într-o zonă pe care o pot denumi un fel de paradis verde. Ce a fost aici și cum ați realizat toată această schimbare? Aici au fost trei loturi de teren, teren degradat, teren pe care se aflau niște construcții ale fostei țaia, mormane de moluz și de gunoaie. Iar în capătul celălalt era un loc de joacă cu mobilier rupt, mobilier de acum 30 de ani. Proiectul acesta a fost făcut pe fonduri europene, valoarea investiției este de 800.000 de euro și s-a făcut reconversia terenurilor din teren degradat în teren amenajat, spații verzi pentru populația orașului Negru Vodă. Ce dotări are această zonă? În primul rând, cât de mare este? Are suprafața de 15.500 de metri pătrați. În primul lot este un teren de sport, un teren de mini-fotbal și cu un foișor. În cel de-al doilea lot, cel din spatele meu, există un ansamblu loc de joacă și spațiu verde, băncuțe, vegetație, gazon respectiv și foarte multe flori din mai multe soiuri care asigură paleta pe tot cursul anului. Iar în cel de-al treilea lot sunt două foișoare unde în interiorul lor se găsesc mese de șah. Avem mesele de tenis,
De asemenea, un spațiu foarte mare pentru copii, pentru a se juca, cu gazon, țâșnitori pentru apă potabilă și rastelul pentru biciclete. De asemenea, băncuțe și multă vegetație. Am văzut că totul este automatizat, udatul și... Parcul, toate loturile sunt supravegheate video, 24 de ore din 24 și de asemenea sistemul de irigat este un sistem subteran controlat de calculator. Și calculatorul este programat cu orele când se efectuează udarea plantelor și a gazonului.